Da, cum spuneam mai devreme, poate ar fi foarte util, nu? Ca și sistemul educațional să învețe, să țină cont de cum evoluează societatea. Și uite ce ar fi util, cred eu, ar fi ca elevii să învețe să planteze un copac. Da, și cum să-l îngrijească și de ce e bine să facă asta, ca să nu spunem vital. Și ajungem astfel la următoarea știre. Un blogger cunoscut, care are mii de urmăritori în online, a reușit să facă mai mult decât să își adune urmăritori. A pornit de la statisticile deloc încurajatoare, îngrijorătoare chiar, din care reiese faptul că în România codrul dispare copac cu copac și a vrut să schimbe realmente această situație. Așa că a reușit să aducă într-o comună prahoveană artiști, jurnaliști, blogeri și vloggeri cunoscuți care au lăsat telefoanele, camerele de filmat sau microfoanele deoparte și au început să sădească pomi și au reușit să planteze împreună peste 10.000 de copaci. Dar pare bun unul din copacii pe care i-am plantat ei. Da. Alexandra Stan a lăsat deoparte ținutele Glamour și pantofii cu toc cu care ne-a obișnuit pe scenă și a ales cele mai comode haine. În Adidas și cu lopata în mână, artista a vrut să arate că și ei îi pasă de natură. Plantat foarte mult. 20 ceva. Ce tare. Asta. Dar nu fi peste 50 de ani să venim aici cu nepoții. Doamne ajută, vezi, să fie, da, asta vreau. Așa, mamă, asta vreau. Ferate, oricum ne-au scris oamenii de peste tot. Da. Bine, da. Yes. Yay, bravo. Alături au fost și alți colegi artiști, Ami, Randy plus 600 de voluntari. Totul a început pe internet. Bloggerul Robert Diaconasa a făcut un consiliu de familie și au decis împreună să facă mai mult decât să citească statistici alarmante despre cum România pierde la fiecare oră 3 hectare de pădure. Am plantat 10.000 de copaci pentru o Românie cu un aer mai curat. Schimbarea începe cu fiecare dintre noi. E tare plăcut să vezi munca tuturor care prinde roade. La propriu, în doar câteva ore, plantarea salcâmilor a fost gata. Da, proiectului au spus și părinții alături de copii și de bunici. Hei, Alexandra, mai știi? Yes! Munca voluntarilor nu se va opri în comuna prahoveană Lipănești. Pe listă sunt 7 orașe din țară. Împreună vor merge la grădinițe și în centre de plasamente să îi învețe pe cei mai tineri despre cât de importantă este protejarea naturii. Astfel de acțiuni au loc peste tot pe glob. De curând, un creator de clipuri pe YouTube a acceptat provocarea unui fan. 20 de milioane de copaci ar urma să planteze ca să sărbătorească faptul că a ajuns la tot atâția abonați pe platformă. Tot recent, Elon Musk a donat $1.000.000 în cadrul acestei campanii globale de reîmpădurire.